care deschise ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2023. În sală suntem prezenți 12 consilieri, iar în format online 5. Cu permisiunea noastră o să dau citire ordinii de zi. Toate proiectele de pe ordinea de zi are ca inițiator primarul orașului Târgoviște. Dau citire ordinii de zi. Proiect numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2023. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, deversor lateral, canal pluvial și stație pompare oraș Târgu Ocna, județul Bacău, în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, activitățile autofinanțate și structurile subordonate Consiliului Local Târgu Ocna, cu aplicarea prevederilor legii numărul 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 3/2023. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.438.000 de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 92/2023, privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A., convocată în data de 11 decembrie 2023. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul Școala Gimnazială numărul 1, oraș Târgu Ocna, strada Nicolae Arbănaș, numărul 1-3, județul Bacău. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României și a celor prilejuite de sărbătorile de iarnă. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua proiectului Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul numărul 14. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Înainte de a începe... Da, domnul... Vreau să vă informez că la punctul 5 de pe ordinea de zi voi participa la vot. De acord. Doamna secretar va nota. Domnul președinte. Da. Am și o întrebare. Ca și domnul Păfiar, vreau. De ce nu participa la vot? Motivul, că spuneți motivul. Tot e personal. Cum? Tot e personal. Dar nu există mărți personal.
Dacă pe țărată, nu ne-ai spus să zici. Păi, stătă, de ce nu vrei? Sunteți motivat, trebuie motivat. Domnul Dragoș, ce mă preocupă? Domnul consilier Năciucă, vă rog să nu intrați peste colegul și să respectăm în solemnitatea ședinței de consiliu. Vă rog frumos! Consider că pot intra cu fiind interes. A, mulțumesc. Și vă rog frumos, nu mai intrați peste celălalt coleg. Vă rog să păstrăm solemnitatea ședinței de Consiliu. Mulțumesc. Înainte de a începe analiza punctelor și a votului pe ordinii de zi, dau cuvântul secretarului orașului pentru procesele verbale de la ședința ordinară din luna octombrie. Da. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederile codului administrativ, am trimis pe adresele mei procesele verbale, tocmite la ședința ordinară a Consiliului Local din luna octombrie. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă aveți observații, modificări. Dacă nu, supun aprobări. Cine este pentru? Procesul verbal? Nu, nici una obținere. Procesul verbal a fost aprobat. Vă supun aprobării procesul verbal chiar la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 20.11.2023. Observații? Vă supun aprobării. Cine este pentru? N-au participat. Nu votați? Abținere? N-am participat. Da, nu e... Și dumneavoastră, trei abține. Domnul Mărcădă, domnul Ciurea, doamna Dumache. Domnul Drăgănuță, abținerea. Și domnul Drăgănuță. Și domnul Drăgănuță, patru abține. Procesul legal a fost aprobat. Da. Dacă permiteți, domnule președinte, aș vrea să mai fac o precizare. Aș avea rugămintea dumneavoastră ca în conformitate cu prevederile codului administrativ, atunci când nu puteți participa la ședințele de comisii sau de plen, s-a anunțat secretarul Unității Administrative Teritoriale pentru a putea lua măsurile necesare pentru asigurarea funcționalității ședințelor, atât de comisii cât și de plen. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, doamna secretar! Începem cu punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie. Comisia juridică a vizat favorabil cu 6 voturi pentru din 6 prezenți. Cine va fi președinte? Domnul Barna. Domnul Barna. Dacă nu sunt discuții... Da, domnul. Aș propune eu, dacă tot suntem la ședința din luna decembrie. Haideți să stabilim o dată a ședinței ordinare. Că ori mai fi și vreo extraordinară, asta e, dar ședința ordinară, poate reușim să fim toți, să nu intrăm online. Aș propune în săptămâna 11, cât vine, 11-19 decembrie, ceva de genul. Că după 20 și toată lumea are treabă, bai plecată, mai asta. După cum știți, avem în dezbatere publică două materiale de ședință. Una privind proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale și al doilea material privind aprobarea taxei de salubritate. Dezbaterea publică nu se încheie în această de ședință. Poate avea loc undeva în ultima săptămână din luna decembrie. Atunci, ultima săptămână din luna? Da. Atunci, în ultima săptămână e 22-22. Da, dar trebuia să vă gândiți, doamna secretar general. Totdeauna am avut problema asta. 28 juni. Eu m-am gândit, dacă nu am fost depuse mai repede, nu am putut să pun în dezbatere mai repede, atât timp cât nu au fost finalizate la ședință. Pentru atunci. A fost doar o propunere, cum doriți. Știm când decembrie clar se întrebă două întâlniri, una extraordinară sau poate chiar două extraordinare, în funcție de evoluția calendarelor. Păi da, la 21
nu, ca să fie ședința pe de 20 minute, trebuie să trimit cu 5 zile înainte materialele de ședință. Și asta înseamnă 16. 16. 15. Deci, adică nu se termină atunci. De 15. Pe 16. Se termină, chiar pe 21 sau nu. Ne uităm pe calendar și comunicăm pe grup care e pe data de... Pe grupul de consilieri. Da. Bun. Da, dacă nu mai sunt discuții, supun spre vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Proiectul a trecut. Împotriva, abțineri, nu avem. Mulțumesc frumos. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de versor lateral, canal pluvial și stație pompare oraș Târgu Ocna, județul Bacău, în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia juridică a vizat favorabil cu 6 voturi pentru din 6 prezenți. Comisia economică? A vis favorabil 5 voturi din 5 voturi exprimate. Și Comisia pentru urbanism? A vis favorabil la unanimitate. Mulțumesc. Discuții, dacă sunt pe marginea acestui punct. Da, domnul Barna. Undeva la ori de zi avem un mandat pentru domnul primar în ședință în Aga la CRAB. Poate reușim să participăm CRAB. E Sabacou, o parte din investiție, noi plătim calamitare, noi plătim apă cu ziare, plătim debitul de lucrări. Măcar nu poate parte. Da? Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru! Pentru. Unanimitate. Mulțumim. Mergem mai departe. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia juridică a vizat acest punct cu 5 voturi pentru și o abținere. Aviz favorabil. Comisia economică? Aviz favorabil. 5 voturi pentru din 5 exprimate. Și Comisia de Urbanism? Favorabil la unanimitate. Mulțumesc. Discuții, dacă sunt pe marginea acestui punct. Da, domnul Barna? Am văzut că sunt toate conform HTL 36 din 1999. Cât a fost suprafața lor HTL-ul ăla, nu știe nimeni. Sunt 1, 2, 3, 4, prozoane. M-am uitat puțin peste la locul și creza temelor, într-un material 5200, după aceasta 2500, în material la punctul 4, 2091, la punctul 3, ca 2900. Și dacă mi-aduc bine aminte, în ședința de Consiliu Local, când au venit în prezentație investitorului de la postul IPP, au zis că toate investiții în infrastructură, ca să sarcina lor. Pentru ce s-a asfaltat noi acum oborul, sau strada de la criza de mea care leagă oborul, pe ceea ce am dat, când avem multe străzi care solicită asfaltare. Inclusiv, așa cred, de prioritatea numărul 1 este de la școala 3, unde sunt copiii de la școala numărul 2. Nu știu. Sergent 2, cum se cheamă școala asta. Dar nu este normal în fiecare material să avem altceva. Vrem o rămânire. Deci de la 5.265, anex să scrii 2500 de metri pătrați. Stați un pic, să explica eu de ce. Numai un pic, haideți să nu amestecăm programele și proiectele. Dacă ne referim, păi dacă amestecăm strada Crizantemelor cu strada Sergent Donici și cu aia și cu aia, nu o să le mai putem, nu o să mai putem înțelege. Fiecare stradă a fost propusă în baza unor proiecte de finanțare care s-au calificat și i-au dus la succesul acelui proiect. Dacă discutăm de aceste armonizări cu legislația, întrucât s-au făcut măsurătorile cadastrale și au rezultat niște date, așa cum a spus dumneavoastră, că se face referire la o hotărâre de Consiliu Local 36 pe 1999. Atunci s-a făcut o inventariere a domeniului public,
Când s-a urmarea ei a apărut un monitor oficial cu tot domeniul public, cu toate suprafețele, dar la vremea respectivă se făceau niște măsurători cu niște echipamente altele decât în ziua de astăzi. Se luau doar lungimi, nu se refereau la straturile de între stradă și proprietățile oamenilor, erau alte mecanisme. Acum, odată cu cartografierea și cu necesitatea existenței cărților funciare, se dovedesc și se constată că rând pe rând străzile care le analizăm și le cadastrăm și le vrem să le înregistrăm, sunt aceste diferențe de terenuri. Și vrem să le introducem în domeniul public, să fie consfințite acolo, noile cărți funciare vor avea dimensiunile, lungimi, lățimi și tot ce înseamnă celelalte echipamente de pe ele, copaci, stâlpi și toate celelalte ce sunt acolo amplasate, tocmai pentru a face transparență și lumină în acest sens. De aceea sunt lucrări care sunt suprafețe care diferă. Da, iar dacă ceea ce a sesizat domnul consilier Bana, că acel investitor a spus că el va reabilita acea stradă, păi nu trebuie să-i dai toată lungimea, că el o face. Dar noi trebuie să o transferăm cu toată suprafața, o investește și o retranslatează înapoi, ți-o aduce gata cu toată dimensiunea. La vremea respectivă, anumite podețe, nu știu cum s-a măsurat în 1999, cu ce echipamente. Dar completări strict tehnic vă poate da și doamna secretar general, care a... La vremea respectivă, când s-a realizat acest inventar, așa a fost identificată ca o suprafață afectată oborului săptămâna, nu știu cum exista la vremea respectivă, o suprafață de 2500. Ulterior, când am început măsurătorile cadastrale, am realizat că suprafața afectată oborului săptămânal este mai mare și pentru a putea să o întabulăm în cartea funciară este nevoie de această actualizare. Exact. Iar suprafața la care faceți referire din următorul proiect de hotărâre este o suprafață identificată în plus. Am găsit-o acolo, am identificat-o, am măsurat-o, urmează să facem documentație cadastrală pentru ea, dar ea nu este afectată oborului săptămânal. Nu, eu mă refer la sunt două plaje. Pentru noi, scrie plaje, apartament și delimitare, da. Proiectul numărul 1, 3, 1983, în proiectul numărul 1, Asta care îi bată în acum? Băieți, 100 de metri, două plaje pute acolo, mână de zi. Nu două plaje, sunt singură plajă. E o singură plajă. Este o singură plajă. Una este pe la 4, la 4, la 4, una la 3, anexat. Da, dar da. Cum zis, aici este oborul, deci suprafața afectată de obor, care e un inventar, are suprafața de 2500 de metri pătrați. Iar acum la măsurător, a ieșit o suprafață mai mare. Deci, suprafață măturată la a imobilului. Iar suprafața aceea de dincolo de stradă este o suprafață identificată acum, care nu face parte din inventar și care vrem să o introducem în inventar și la o poziție separată. De-aia vă zic, oborul săptămânal e asta cu 5265, da. Și modificăm doar elementele de identificare, iar la proiectul următor, suprafața cealaltă de stradă e catastrată separat. La punctul numărul 4, domnule. Deci suprafață care noi nu aveam prins în inventar și o prindem acum, că este proprietatea noastră. Vă referiți la proiectul de hotărâre numărul 4. 4-3. Da, stați un pic, haideți să nu mai inducem în ideea că ar fi ce... Dar v-am explicat... Stați un pic, dar de ce vă ridicați tonul? Păi, hai să dezbatem aici problema. Dar cum puneți dumneavoastră problema că cineva ar face eronat și că cineva își dorește, nu este corect. Deci haideți să fim un pic responsabili la ceea ce analizăm aici. Dacă analizăm primul punct despre obor, avem o planșă cu niște dimensiuni, iar dacă discutăm de strada Crizantemelu, discutăm de alte dimensiuni, de altă planșă. Păi bun că se cheamă că se traversează peste drum, dar realitatea este... Crizantemelu este drumul somnul 5 și este identificată separat, cu roșu. Deci suprafețe de teren sunt încercuite cu roșu. Deci, cele în discuție. Cele în discuție. Cele în discuție. Crizantemelor este suprafața aia de 1983. Ăla da. Este strada Crizantemelor, da? Aia de 2091?
de 2091. Da. Nu stați un pic să văd care este de 2091, da, este, face parte din materialul următor. Da. Așa. La punctul și numărul 4, domnul. Nu mai un pic vă. Și este acea suprafață de teren identificată de noi, care nu este prinsă acum în inventar și nu o putem afecta obori săptămâna, nu face parte din obor. E o altă suprafață. Exact, o altă suprafață pe care o identificăm acum și o prindem în inventar. De aia se numește și atestarea la domeniul public și am atestat un domeniu public tocmai pentru că face parte dintr-un ansamblu, acolo este în continuare. Dar va avea un alt... Da, da, va avea un alt număr cadastral. Da, va adică... avea un alt număr cadastral. Bun, că sunt în una în vecinătatea celelalte, de acord, dar... Ele sunt despărțite de stradă. Una este prinsă în inventar și modificăm doar elementele de identificare, asta mai mare, de 5.000, iar cealaltă de 2.000, acum o atestăm la domeniul public, urmând să o introducem în inventar după ce avem cartea funciară. Da. Dacă mai sunt discuții la punctul acesta. Dacă nu mai sunt discuții, îl supun spre aprobare. Cine este pentru? Pentru. Unanimitate. Împotrivă, abțineri. Mulțumesc, proiectul a trecut. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia juridică a vizat favorabil cu 5 voturi pentru și o abținere. Comisia economică? A vizat favorabil 5 voturi din 5 exprimate. Comisia de urbanism? A vizat favorabil la limitare. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Da, domnul Barna. La vârsta ales aleatoriu, parcarea de la F3, dar am impresia că acum azi aprobăm, așa, și deja este asfaltată, nu? Parcarea de la F3, da. Este vorba de parcarea care se face referire în incintă. Da. Și nu are nicio treabă. Drumul și cu strada, fostă strada Mihai Viteazu, care se suprapune cu acea zonă care acum o știm cu toții ce se întâmplă în spatele bibliotecii, pentru că acolo a fost o stradă veche, care acum nu mai are un contur foarte clar. Și în suprafața de la bibliotecă. Deci nu are nicio treabă una cu alta, cu asfaltarea și cu... Acum s-au identificat suprafețele, acum sunt făcute măsurătorile și acum noi completăm domeniul public cu valorile care rezultă din măsurătorile cadastrale actuale. Nu-l înstrăinăm, nu-l dăm, nu-l concesionăm. Nu. De asta vă spun, nu are treabă una. Parcările au fost într-atea ședință, că nu se pot face parcări cu plat sau parcări de ședință, nu avem cadastru. Păi da, și acum facem, s-a măsurat, s-a identificat și e vorba de întreg ansamblu de la zona bibliotecii. Pentru că acolo noi ne dorim, intenționăm ca pe viitoarele proiecte să continuăm un proiect de modernizare și de dezvoltare pe axa specială stațiunilor, să continuăm investițiile din acea zonă. Și atunci am prins și parcarea cu tot ce înseamnă... Da, și ducem atunci întreg ansamblu, că acolo avem partea de bibliotecă, partea de stradă, așa zisa Bretea, care e în spatele cimitirului eroilor sovietici, cum îl știm cu toții. Biblioteca e dincolo, dar ea cândva strada pe acolo trecea, dar ele au fost modificate în timp datorită blocurilor care acum nu se mai poate circula din spatele de la eroii sovietici, prin spatele blocului F3 și pe marginea cimitirului Bisericii Sfântul Nicolae, era un corespondent cu casele de pe Mihai Viteazu. Acum nu mai sunt acele corespondente. Cândva era drum de acces. Păi erau și așa. Acum nici strada Mihai Viteazu nu practic nu mai... Există o formă a ei. Dar nu e, în realitate acolo... Iar acea incintă de la... Este una din incintele cel mai greu de așezat. Pentru că pe mijloc sunt acele garaje. Care și acolo jumătate sau nu știu, o parte din ele sunt concesionate, o parte sunt cumpărate, sunt proprietari.
vedea la vremea respectivă cine, cum o analiza, ce se va întâmpla cu întreaga zona. E important să o, să o înregistrăm cadastral. Acolo avem proiectată și stație electrică. Stația electrică va fi una din stații electrice în parteneriat cu administrația locală Slănic, undeva pe, pe breteaua aceasta de la, în spatele eroilor sovietici, de acolo, pe strada asta, care acum noi am... Sunt mai multe, sunt trei proiecte care le avem în implementare, dar cele trei proiecte încă nu s-au bătut în cuie locațiile lor. Noi le-am identificat toate posibile locații și suntem în situația când trebuie să vedem care din aceste proiecte pleacă mai repede în execuție și atunci acolo să nominalizăm stațiile, ca să nu fim în situația când în zona centrală aplicăm pentru un proiect și acel proiect se încurcă cum s-a încurcat proiectul de la infrastructura apă, așa, și faci o stație electrică undeva care o propui la marginea orașului. Poftim? Păi, da, știți foarte bine că atunci când am dezbătut, am căutat ca acele locații să fie în apropierea postului de transformare. Da. Păi, suntem oarecum condiționați de... Nu, pentru a eficientiza costurile. Că poți să-l faci și în vârful băgurii, dacă îți permiți să duci cablu până acolo. Ideea a fost să fie în imediat apropiere. Da, iar vedeți că aceste programe de, și pe mediu și pe cele de PNRR încă sunt în diverse faze de, de analiza lor de implementare. Da, mulțumesc. Mulțumim și noi. Alte întrebări, dacă mai sunt pe marginea acestui punct? Da, domnul Drăgănuță, spuneți. Domnul Drăgănuț, să știți că dacă nu rămâneți în direct cu noi, la celelalte puncte... Puteți să rămâneți, să opriți camera. Se poate opri să rămână... Opriți camera și numai ne auzim, dacă nu. Măcar audio. Măcar audio să fiți în contact cu noi. Da. Cine este pentru... Împotrivă, abțineri, unanimitate, da? Mulțumesc. Pentru, da. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, activitățile autofinanțate și structurale subordonate Consiliului Local Târgu Ocna, cu aplicarea prevederilor legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Comisia juridică a vizat favorabil cu 6 voturi pentru din 6 prezenți. Comisia economică 5 voturi exprimate, 5 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia de urbanism favorabil la unanimitate. Mulțumesc. La acest punct, dacă sunt discuții, stimați colegi, doamna secretară a luat act de, pentru domnul Bucuroiu, da? Da. Spuneți, domnul Măciuc. Da, observ că s-a făcut o reducere, să zic, între ghilimele, a costurilor care erau doar pe hârtie. În realitate nu se întâmplă nimic. Adică nu aduce o economie la buget așa cum spune legea cum ar trebui să fie. Mă așteptam la lucruri mai consistente din partea domnului primar, adică, știți, menținem în funcție sinecurile politice și nu dăm bani la cei care, pe fapt, de dizabilități, care tot amânăm și tot amânăm. Așa că nu voi vota acest proiect. Da, vreau să îl combat pe domnul Măciucă. De ce? Pentru că nu amestecăm unele și cu altele. Sunteți membru în Consiliu... Eu nu v-am întrerupt. Nu sunt banii primării. Domnul Măciucă, am stat, v-am ascultat, dați-i voi și domnului primar. Vă rog frumos. Haideți să am spus să țineți cont
de solemnitatea ședinței și nu intrăm peste, vă rog din suflet. Mulțumesc. Da, deci să nu amestecăm categoriile și articolele bugetare. Da? Dumneavoastră faceți referire că nu am redus posturi. Orașul Târgu Ocna, ca oraș de categoria a doua, are în structura legală un anumit număr de posturi. Dar noi, din respect, din puterea de a susține, am fost întotdeauna și în mandatele precedente cu schemele încărcate undeva la 60-70% din numărul total de posturi. Legiuitorul permite ca dacă ai în statul de funcție aprobate, dau exemplu la tribună, 120 de posturi, ar fi putut fi 120 de salariați, ceea ce nu se întâmplă la tribună. Și automat, dacă noi am fost la 70% față de necesar reglementat, păi acum normal că cele am redus posturile care erau vacante, oricum nu erau bugetate, iar nu amestecăm pozițiile, posturile, pentru că sunt funcții care au, prin lege, anumite prerogative. Nu poți să amesteci, nu știu, dau un exemplu acum, urbanism sau reprezenta funcționarul de la urbanism cu atribuții ale reprezentantului la stare civilă sau altfel, sau de la mediu sau celelalte. Iar în ceea ce faceți dumneavoastră afirmația că nu se plătesc asistenții sociali, eu am spus și în ședința trecută, am spus și la ședința de comisie, dumneavoastră n-ați fost prezent la ședința de comisie, este o problemă națională și generală cu asigurarea sustenabilității în ultimile luni a asistenții sociale. Târgu Ocna are două categorii de asistență socială. Avem 11 asistenți personali pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități, care sunt salariații primăriei și au primit drepturile salariale pe 11, așa cum au primit toți funcționarii publici, și avem a doua categorie de plăți către, care reprezintă în indemnizații de asistență socială, care la începutul anului, noi am intrat în bugetul anului 2023 cu 83 sau 84 de indemnizații și am calculat valorile și acele sunt sume care vin din componența bugetului național și am spus-o la buget că nu sunt asigurate pentru toate cele 12 luni valorile, iar între timp, de la 82, acum avem 110 persoane cu dizabilități cu aceste diferențe de, cu aceste certificate de grad. Ele au intrat în plată cu ianuarie, februarie, martie, au tot crescut în cascadă. Și am asigurat plățile, am pus și de la noi din bugetul local cât am putut, dar în luna noiembrie ne-am blocat pentru că nu s-a terminat plafonul. Am făcut toate diligențele necesare, sunt consemnate peste tot, iar acum avem un punct pe ordinea de zi, dacă îl urmăriți, nu mai știu al câtelea, este o rectificare de buget, când încercăm din acei 110, acele 110 persoane cu dizabilități care au certificat de grad, să îi împărțim în trei categorii. O categorie care sunt persoane cu dizabilități, copii, iar familia lor nu mai au o altă sursă de venit, deci este unica lor sursă de venit și pe care vrem să le rectificăm bugetul acum și să le alocăm suma. Avem o a doua categorie care sunt adulți cu certificat de grad, dar sunt, e unica lor formă de remunerare în acea familie și la ei rectificăm acum și unii și într-o parte sunt 13, într-o parte 18 sau 5, 32 sunt cu totul. Și mai avem a treia categorie care au certificate de persoană cu dizabilitate, au această grad de handicap, și, dar au și alte surse de venit. Și alea încercăm să rectificăm bugetul ulterior în luna decembrie, când așteptăm cu toți acea rectificare de buget și să asigurăm și pentru dumnealor. Deci am făcut toate eforturile, am comunicat, fiecare asistent, mă rog, din familie a fost informat de această situație complexă. Nimeni nu-și permite ca să nu acorde un drept bănesc, mai ales unei persoane care chiar are nevoie. De aici. Așa că nu amestecăm lucrurile și capitolele bugetare. Mulțumesc. Da. Da, domnul. Dar nu știu alte oameni cum reușesc. Care sunt acele alte oameni? Vă rog să le pronunțați. Târgu Trotuș, de exemplu. Câte deci nu interesează. Au dat și au bugetat, domnule primar, că știați de la începutul anului că trebuie să puși bani deoparte pentru acest sfârșit de an, în care toată lumea are nevoie de bani. Dumneavoastră v-ați luat bani, domnul consilier, și-au luat bani. Sunt foarte solemn, domnule președinte. Vă rog din suflet să nu ridicăm tonul și să avem... Domnul! Încă o dată vreau să fac precizarea.
că în calitate de ordonator de credite răspund pentru plata a tuturor ordinelor de plată și toată ordonanțarea la plată a sumelor. Și dumneavoastră v-ați luat, domnul consilier, indemnizația. Da, păi pentru că vi se cuvenea și era în capitolul bugetar în care și nu mai faceți afirmații că unii au luat și unii nu au luat. Vă rog frumos, haideți să sunteți membru în Consiliul Local, sunteți consilier și ați jurat că respectați legea. Nu faceți politică ieftină la televizor. Tot la fel. Da. Păi nu. Dar haideți să respectăm legea, așa cum este legea. Care este sinecura politică, domnul consilier? Administratorul public. Care este administratorul public? Administratorul public. Șef, unde scrie că funcția de administrator public este funcție politică? Din consilier local și l-ați angajat. Haideți, domnul, nu mai amestecați. Așa ați avut dumneavoastră o comisiune politică. Vă lăsați, lăsați. Care a adus economie la buget. Bine. Dar să facem un teren de basket, să facem, să cumpărăm o masă de tenis de masă și așa mai departe. Nu face obiectul acestei discuții. Sigur că da. Am înțeles. Da, mulțumesc pentru intervenții. Dacă nu mai sunt discuții la acest punct, îl supun. Da, spuneți, domnul Drăgănuț, să vă ascultăm. Tot pe capitol sinecuri politice, chiar dacă domnul consilier Manciupe nu s-a exprimat acum despre consilierul personal, domnul Marcelu Cristianel, dar discutăm pe medică, e din partea PMP-ului și pentru ce vreau să menționez că domnul consilier Marcelu Cristianel nu mai este de mult membru al PMP, iar expertiza sa pe linie sportivă îl recomandă și să deci, rezultatele favorizează treaba asta la cele sportive, când domnul consilier ales bine ca un consilier personal, privire la problemele sportive, la cele culturale. Mă refer la domnul Marcelu Cristianel, a fost campion european pe bandă rulantă. Da. Deci nu mai este membru PMP, dacă se învață face o aluziere la domnul consilier personal, la domnul primar. Vă mulțumesc frumos. Aici o singură precizare vreau să mai fac și eu. La nivelul administrației locale de tip oraș, primarul, în calitate de executiv, are dreptul legal să aibă un anumit număr de posturi pentru consilieri personali. Eu am renunțat la unul din ei. Deci ce a ținut de mine și de domeniul direct al meu, am renunțat la postul 1 din cele două. Deci așa că vă rog frumos cu politica și cu sinecurile... Și-a dat demisia, doamne. Domnul, nu amestecați una și... Nu amestecăm nimic. Spuneți realitatea. Cine și-a dat domnul demisia? Păi tot cineva care v-a susținut în campanie... Haideți, domnul Măciucă, domnul Măciucă, dumneavoastră manipulați întotdeauna adevărul. Păi, da. Da, pentru că habar nu aveți. Postul de consilier personal se numește și încetează la propunerea primarului. Punct. Deci nu e vorba nici de demisie, nici de încetare, nici de altceva. Iar dacă v-am dat replica, că aș fi putut, conform legii, să păstrez și al doilea post care putea fi bugetat și putea fi făcut angajare în orice moment. Fără să vă cer punctul dumneavoastră de vedere. Punct. Deci este părerea dumneavoastră politică și atât. Și atunci eu cred că în fața locuitorilor orașului, ce a ținut de persoana publică Cristian Ciubotaru ca primar, am făcut. Am redus 50% din posturi. Da? 50%. Păi din 2 ce înseamnă 1? Și atunci nu mai faceți referiri urâte. Iar ceea ce înseamnă posturile care sunt stabilite prin lege și transmise de către instituția prefectului, pe fiecare categorie ne-am încadrat în personal. Vă mulțumesc! Da, și ca o completare aici tot la punctul imediat, domnul Barna, dați-mi voie, sigur că posturile sunt aprobate și sunt cu numărul aferent, având în vedere, trebuie ținut cont și de funcționalitatea fiecărui birou în parte, birou, compartiment, serviciu și așa mai departe, ca să funcționeze în parametrii normali. Da, domnul Barna, aveți cuvântul. 75% cred că are într-un organigramă președintele primar avea dreptul la un consilier personal. Ori? În lege. Da. Dar susținem aceleași măsuri de autoritate și păi da, posturile politice... Posturile politice... Posturile da, dar operatorul principal de credit este primar. Da. Și posturile politice am considerat că în această etapă trebuie să fie numărul care l-am propus. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot punctul numărul 5. Cine este pentru? Pentru! Da, doar! Și de aceea mai primul
Împotrivă? Domnul Măciucă, împotrivă. Abține? Vă mulțumesc. Vreau cu mențiunea că reducerile pe care sunt făcute pe schema actuală nu aduc economii pe care le vizează legea ta. Da. Este punctul dumneavoastră. Este punctul meu de vedere. Vreau să se consemneze. Da. Mulțumim. Mergem mai departe. Deci, împotrivă domnul Măciucă, abține, nu avem. Proiectul a trecut. Mergem mai departe. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Târgu Ocna, Comisia Economică. Aveți favorabil 5 voturi pentru din 5 expediții. Mulțumesc. Atât a fost. Nu mai avem. Da. Discuții dacă sunt pe marginea acestui punct. Dacă nu, sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Da. Împotrivă? Abțineri, unanimitate, nu? Mulțumesc. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul al treilea 2023. Tot Comisia Economică. Mulțumim. Discuții dacă sunt la acest punct. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? De acord. Da? Împotrivă? Domnul Măciucă, împotrivă. Abțineri? Da. Împotrivă? Da? Cu mențiunea că ce ne-am propus la începutul anului nu prea s-a realizat. E, ca peste tot, domnul Măciucă. În multe instituții, când începi în anul, când începi într-un fel, nu poți să știi ce se întâmplă pe parcursul anului. Care realizează, domnul președinte. Nu cele care nu realizează. Da. Punctul numărul 8, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.438.000 de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 92/2023, privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare prin acordarea unui împrumut din Trezoreria Statului. Comisia Juridică a vizat favorabil cu 4 voturi pentru și 2 abțineri. Comisia Economică? A vizat favorabil 4 pentru și o abținere. Comisia de... A vizat favorabil 4 pentru și 2 voturi. Mulțumesc. Discuții dacă sunt pe marginea acestui punct. Dar pentru a ne lămuri mai bine executivul, am să o rog ori pe doamna director economic, ori pe domnul primar să ne lămurească, pentru că se pare că s-a creat o confuzie privind acest împrumut, că ar fi vorba de cu totul altceva, dar el practic în sine... Dacă vă amintiți, s-a votat, am votat acum 2 ședințe, așa, am aprobat din 2 miliarde 600, parcă, nu? Imediat. Da, dar îl rog pe domnul primar să ne clarifice un pic. Mulțumesc. Da, eu aveți cuvânt. Mulțumesc frumos. Eu am să prezint situația succint și apoi, dacă considerăm că trebuie să o mai dezvoltăm, este și colega mea, doamna Dichiseanu, aici, care poate să dea date mai în profunzime tehnice, economice. Dacă dăm puțin timp înapoi, în luna iunie sau la sfârșitul lunii mai, a apărut un act normativ care prevedea că administrațiile locale de tip comună, oraș și municipii pot face niște credite prin trezoreria statului cu niște condiții stabilite foarte favorabil și nu ne ducea într-o competiție de analiză și de în sistemul public bancar sau în sistemul concurențial bancar, și a existat un act normativ prin care cu destinație specială pentru asigurarea finanțării proiectelor europene, pe toate categoriile lor. Și acel act normativ avea un termen de decădere, luna iulie. Noi am venit în Consiliul Local și am dezbătut un proiect de hotărâre pentru un împrumut pe acel act normativ, care s-a materializat în hotărârea de Consiliul Local numărul 56 din 14.06.2023, când Consiliul Local a aprobat
accesarea unui credit de 2 milioane de lei, care putea fi distribuit pe trei componente. O componentă cofinanțare la școala numărul 1, o componentă cofinanțare la școala numărul 2, cu o sumă foarte mică pentru că era la început, și o componentă mai mare pe cofinanțare la proiectul de modernizare și valorificare a potențialului turistic. În momentul când noi dezbăteam acest lucru, legiuitorul, ținând cont de toate solicitările noastre din teritoriu, a venit cu o suplimentare a actului normativ în care a spus că plafonul poate fi ridicat la nivelul localităților de tip oraș de la 2 milioane la 4 milioane. Ceea ce noi am construit în data de 27.07.2023 un alt material și când am venit să supunem prezenței dumneavoastră și analize și dezbatere, a încă suplimentării unui creditului de la 2 milioane, încă cu 2, de ceea ce însemna 4 milioane de lei. Au fost dezbateri, au fost atunci aduse argumentele și care acum nu vreau să le mai repet, dar dacă trebuie le prezentăm, și Consiliul Local a adoptat hotărârea numărul 70 din 27.07.2023. Când s-au centralizat datele la nivelul de Ministerul Finanțelor și cu Ministerul de Dezvoltării, a fost o interpretare juridică pentru că acea creștere a valorii a legiuitorul a gândit să crească adresabilitatea proiectelor. Nu numai cele cu finanțare europeană de tip POR sau alte, și se ducea și la PNRR. Includea și PNRR-ul. Și atunci legiuitorul a vrut să suplimenteze și să faciliteze administrații locale să poată. Acolo a fost o interpretare, era vorba de o virgulă și de un punct de vedere, în care Ministerul de Finanțe au și poate că juridic foarte bine argumentat, că nu actul normativ, de fapt, constrângea și nu creștea plaja de proiecte. Și atunci, documentația noastră a adunat la București, a fost analizată și ne-au aprobat din 2 milioane care le-am dat, ne-au dat ca valoare 640.000 de lei în cele 2 milioane. Am mers mai departe. Între timp, dacă ne aducem aminte în timpul acela, s-au făcut dezbateri publice și guvernul a spus că va identifica un alt act normativ pentru că actul normativ acela avea și termen de decădere, 31 august. Și atunci, 31 august, nu mai putea fi prelungit în septembrie sau în octombrie. Și acum legiuitorul la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul 27 octombrie a venit cu un alt act normativ în care spune că tocmai pentru a completa și a definitiva și a finaliza plățile către constructori și plățile pentru proiectele cu finanțare europeană, și aici intră POR și celelalte POCA, ce mai sunt celelalte, și PNRR. Se pot, autoritățile locale pot solicita credite până în limita finalizării proiectului. Deci au depășit valoarea, fiecare cât ar avea nevoie. Dar noi din respect, din sustenabilitatea bugetului, din capacitatea noastră de plată și de susținere, venim acum astăzi și vă propunem ca să... Și atunci doamna președinta Comisiei Economice, doamna consilieră Oreac, a pus întrebarea. Bun, și cu diferența. Vom analiza la momentul când va apărea un act normativ. Și acum noi venim și vă solicităm dumneavoastră să dezbate și să hotărâți prin vot să facem acest împrumut de 1.400.000. Noi, de fapt, din cele 2 milioane ne încadram la, dând deoparte 640, rămânea 1.360.000. Da. Dar faptul că după ultimele centralizatoare și ultimele hotărâri, ultima hotărâre a fost acum în 2 săptămâni sau o săptămână, 10 zile, când valoarea neeligibilă din proiectul de valorificare turistică era la 1.438.000 de lei, am venit acum și vă spunem să supunem spre dezbatere și spre aprobare valoarea de 1.438.000. Adică 1.360.000, cât am avut din prima finanțare și cu diferența aceasta. Nu ar fi fost o problemă această diferență, dar tocmai ca să închidem cifrele, pentru că dacă am fi făcut doar pe 1.360.000 al noastră, nu mai știai cum le iei și cum le puneai cifrele și cum le duceai în plățile din buget.
Și atunci venim să suplimentăm cu 100 și încă 100 de mii. Și acum, aceste credite au fost alocate, reamintesc, din creditul 1. S-au alocat 1.800.000 de lei pentru valorificare turistică, 200.000 de lei pentru școala 2 și ăsta a fost creditul 1, 2 milioane. Din creditul 2, noi am propus din 2 milioane, dar ni s-au alocat 640 și i-am distribuit. 440 i-am dus la valorificare, 100.000 la școala numărul 2 și 100.000 la școala numărul 1. Ne-am închis pe 2.640.000. Credite aprobate prin acest mecanism. De aceea noi venim acum și vă solicităm ca să facem acest împrumut de trezorerie, pentru că este un credit facil tuturor administrațiilor locale, ne așează pe toți în același, în aceeași bancă și în aceleași responsabilități de a întoarce creditul înapoi, cu dobânda subvenționată de către statul român, garantat, nu te duci în, nu plătești comisioane, nu plătești tot felul de alte cheltuieli de tranzacții financiare care le-ar fi oferit piața concurențială. Eu asta vreau să vă spun. Acum, am venit și am fost în comisia juridică în care am venit și am prezentat următoarea situație. Că trebuie să facem orice efort care ne stă în putință, a noastră ca executiv, și l-am făcut, și a dumneavoastră ca deliberativ, să găsim soluții de finanțare corecte, sustenabile și echilibrate și să transferăm orice potențială sumă din cheltuială neeligibilă într-o cheltuială eligibilă. Fie că este susținută eligibilitatea aceasta de către proiectul european din banii europeni, fie că este din partea de cofinanțare din cei 8%, care nu mai sunt 8%, către Guvernul României. Aici este problema. Nu suntem singuri și administrații vecine ale noastre au apelat la aceste tipuri de credite. Vorbesc de administrația locală Moinești, vorbesc de administrația locală Slănic, vorbesc de administrația locală Comănești, care Comăneștiul are și alt tip de credit. Moinești nu s-au încadrat la suficient și au făcut și credit pe piața concurențială. Deci fiecare administrat, Bacău ca reședință, toți facem acest efort pentru a finaliza proiectele la care am pornit, asumându-ne termenele de realizare și să transferăm cât putem din banii din bugetul local să-i ducem pe o cheltuială eligibilă. Am avut și săptămâna, acum 10 zile, ați văzut, când aproape matematic, nu prea înțelegeam, matematic înțelegeam cu toții, dar nu puteam să înțelegem exact mecanismul. Aici suntem. Noi asta facem. Vreau ca să fim cu toții responsabili, să ne implicăm în viața comunității. Astăzi chiar fac o simplă paranteză, am participat la un eveniment pur și simplu emoționant și mă bucur că au fost și unii din domnii consilieri prezenți, când s-au evocat niște valori ale unor înaintași de ai noștri, cu ce eforturi au făcut niște investiții în zona orașului Târgu Ocna. Și noi, la rândul nostru, suntem acum puși în situația de a face aceste eforturi. Eu vă mulțumesc ca și prezentare. Acum, dacă mai sunt date tehnice suplimentare, vă rog, cu punctual, să putem răspunde. Da. Mulțumim, domnul primar. Da, domnul Măciuc. Deci, cu alte cuvinte, cum înțeleg eu, antanăm niște sume de bani către cetățenii orașului Târgu Ocna, pe care le vor plăti din buzunarul lor pe 5 ani de zile de acum încolo, ca să plătim niște lucrări care sunt proaste. Mă așteptam ca domnul primar să ne invite pe pista de biciclete să le facem de la A la Z, de unde pleacă și unde ajunge. Ca să vedem și fiecare consilier să se convingă că lucrările sunt bune și să votăm cu adevărat un împrumut pentru a plăti constructorul. Nu s-a întâmplat chestia asta. Domnul primar, cu câteva luni în urmă, a zis că toate lucrurile care nu sunt conforme se vor remedia. Nici până acum, suntem în decembrie. Am stat 6 sau 7 luni cu proiectul în stoc, da? Până când s-a apucat firma să lucreze. Acum vedem că se toarnă asfaltul și pe îngheț, nu mai contează. Cam asta face. Apropo de ce spunea dumneavoastră, că vă văruiți apartamentul și trebuie să fie deranj, care trebuie să dureze 2 ani de zile, și bașca că trebuie să plătească altcineva, nu dumneavoastră. Că dacă a greșit cadastristul, v-am mai spus odată și vă repet, cadastristul trebuie să plătească, dacă a greșit proiectantul trebuie să plătească, dacă a greșit constructorul trebuie să plătească. De ce să plătească cetățenii?
Perfect, dar cine v-a pus, cine a spus că trebuie să plătească cetățenii? Cetățenii plătesc, domnule. Ce plătesc? Plătim cu toții un împrumut care înseamnă dezvoltarea unei comunități și a unei localități. Împrumutul plătesc cetățenii. Toată lumea îl plătim, domnul consilier. A mai fost chestia asta dezbătută și cu vechiul primar, care a spus că iar o luăm de la 1800 să plătească nepoții nepoților noștri pentru canalizarea care a fost. Eu n-am fost conform. Nu ați fost, ați fost în altă parte. Domnul, exact. Haideți să nu deviem situația. Iar deci noi discutăm aici de asigurarea finanțării pentru niște proiecte de investiții, pe care avem obligația ca noi să avem aceste finanțări. Da? Relația administrației locală și constructor face parte din altă ecuație. Constructor. Dar nu v-am întrerupt. Nu v-am întrerupt, domnul. Domnul, nu v-am întrerupt. Domnul Măciucă, vă rog. Domnul Măciucă! Dați-mă afară, domnul. Nu am voie să dau repede. Dar eu vă rog să vă păstrați, nu mai vorbiți peste cel care vorbește, cum dumneavoastră vorbiți, nu vă întrerupe nimeni. Vă rog frumos și dumneavoastră la fel să vă comportați. Deci noi suntem sub o relație contractuală cu un constructor. Pe o lucrare, da? Acea relație contractuală are niște clauze și niște obligații și de o parte și de alta, da? Pe care ați refuzat să mi le puneți la discuție. Nu deschid. Lasă că rămurim și problema asta. Da? Bun. Relația contractuală se bazează pe niște mecanisme. Perfect. Bun. Dacă o lucrare nu este conform proiectului avizat, autorizat, sau dacă nu este o lucrare, nu răspunde schimbărilor proiectului din timpul execuției însușite și autorizate de către proiectant, însușite de dirigintele de dirigintele de șantier, asumate și de beneficiar, dar și cu toate reglementările vigoare, viza ISC, nu știu ce alte organisme, constructorul are obligația să remedieze aceste lucruri. Noi acum suntem sub un contract care are un termen de curgere, iar deadline-ul este la data pregătirii recepției parțiale sau finale. Până la acest moment nu s-a făcut nicio recepție, nici parțială, nici finală, pe nicio categorie. S-au plătit devize și lucrări executate în timp, pe măsuri fizice, cantitativ și din teren, dar la momentul când se face analiza și se trage linia, atunci trebuie să fie totul conform proiectului, pe care stăm cu el pe masă și îl prezentăm. Și atunci toți factorii implicați vom analiza. Dacă bordura, dacă metru pătrat de, nu știu, piatră, asfalt și ce mai este acolo, semn de circulație și toate celelalte, pistă de biciclete și toate celelalte. Până atunci, lucrarea este predată în custodia constructorului și el își urmează calendarul de evenimente. Ceea ce ați făcut dumneavoastră, mi-a solicitat în scris, pentru ședința precedentă, să venim să vă prezentăm. Echipa tehnică a adus aici documentația, iar dumneavoastră v-ați permis, cum nu și-a permis nimeni, cu 5 minute, 10 vă rog să nu mă mai întrerupă. Domnul Măciucă. Deci dumneavoastră a solicitat să venim la ședință. Noi nu vă punem la dispoziție pe colțul mesii. Eu am venit cu documentația aici, a adus-o funcționarul public și în calitatea mea de ordonator de credit și de coordonator a aparatului, trebuia să vă mânez. Dumneavoastră în obrăznicia dumneavoastră ați venit, ați luat-o, ați început să răsfoiți lucrurile fără să bunul simț să spună, domnule, ce pot să văd din lucrarea aia? Ce mă interesează? Cine pot? Păi dar nu, eu am venit să vă iau agenda dumneavoastră. Domnul consilier. Ați adus-o cu 10 minute înainte. Dar cu cât? Cu 4 ore trebuia înainte. Haideți, domnul. Haideți, domnul. Deci respectați-vă pe dumneavoastră. Care sunt ale? Haideți, domnul. Domnilor consilieri și cei care ne privesc. Lucrul acesta deranjează cel mai tare când dumnealui vine și spune că sunt umflate și desfăcute și iar umflate și iar înnodate. Total fals, incorrect și nu faceți decât să manipulați și să vă jucați cu niște cuvinte. Incorrecte. Deci nu sunteți dumneavoastră evaluatorul care dând așa două pagini veni și spuneți că acel deviz e mult puțin după percepția dumneavoastră. Dumneavoastră, în calitate de consilier, trebuie să veniți cu date certe, cu o componentă. Lăsați, domnul, informații de noi nu le ascundem, le punem la dispoziție conform legii. Da?
Și nu mai deformați realitatea. Am făcut în scris și n-ați zis... Și, domnul Merciucă... Înainte de ședință, lăsați-mă să vorbesc. Dar vă rog frumos... N-ați zis 5 minute înainte de ședință... Și când trebuia să fie adus? Și unde voia să vi-l aducem acasă? Domnul consilier, respectați-vă pe dumneavoastră în primul rând. Jumătate de oră, așa cum am scris... Da, 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 unde? Unde cu jumătate de oră? Unde? Dar era ședință de comisie cu jumătate de oră? Da. Eu nu am fost solicitat la ședința de comisie. Păi... Adică, haideți să ne respectăm. Nu știți să citiți niște materiale, restul nu știu. Eu n-am spus asta. Nu știu să se uite. Eu nu am spus asta. Da? Eu spun și vă rog... Numai ce vreți dumneavoastră trebuie să văd în materialul. Nu, eu sunt aici pus ca să... Trebuie să răspund dumneavoastră întrebări și dumneavoastră dacă... Domnul Merciucă. Dacă este adevărat sau nu. Da. Intrați într-un circ ieftin. Sigur. Discuții dacă mai sunt... Dacă se poate, am vrut să intervin și eu. Imediat, domnul Drăgănuță, domnul Munteanu și după aia domnul Antochi. Aș vrea să întreb în ce fază suntem cu acest proiect, cât la sub ei este să fie finalizat. Da. În același timp aș întreba... Domnul Drăgănuță, un pic pe rând, că nu ne mai auzim aici. Aș întreba pe partea financiară cam care este ritmul plăților. Sunt facturi neachitate, urmează să fie plătite. Există riscul, dacă nu votăm acest împrumut, să blocăm proiectul, să ne ieșim din termenii contractuali, ce se întâmplă? Să-mi spuneți. Acest proiect, noi suntem cu plățile către constructor la zi, conform devizelor de lucrări înaintate și însușite de toate organismele, inclusiv de organismul finanțator, am apelat la toate mecanismele. Și prefinanțare, un instrument de plată cu niște sume, am apelat și la instrumente cerere de plată sau cerere de rambursare pe acest proiect. Gândiți-vă următorul, că sunt valori foarte mari. La data de astăzi, componenta din cele patru ale acestui grandios proiect și provocator totodată pentru comunitate și cel mai mare, piațeta este gata. Nu s-a solicitat prin devizul de plată aduse până acum decât, nu știu, 5 sau 10%. Pentru că acum urmează devizul general final, când piațeta este gata și peste două zile ne vom întâlni aici cu toții să sărbătorim Ziua Națională a României. Deci, componenta piațetă. Cu tot ce înseamnă. Semnalizarea, iluminat și toate celelalte. Componenta străzi. Toate străzile din cele 22, care erau sunt 23 de străzi în modernizare, 22, deci una era exceptată de la asfaltare, Nicolae Arbănaș, dar era doar cu pistă de bicicletă și trotuar, și celelalte străzi, cu excepția străzii Ion Diaconescu, pe care s-a întârziat datorită faptului că ne-am dorit să facem o lucrare de calitate și am pus apă, pentru că acel proiect care venea cu CRAB-ul este mult întârziat și cu sprijinul CRAB ei au venit cu materialele, noi am venit cu forța de muncă și cu săpătura, iar CRAB-ul cu montarea echipamentelor. Deci cu excepția acelei străzi, toate străzile din Târgu Ocna au al doilea strat de asfalt pus pe el. Mai au astăzi și mâine, se toarnă pe Petre Ispirescu. Este ultimul tronson. Astăzi s-au mutat pe Petre Ispirescu. Și am terminat cu partea de asfaltare străzi. Pistele de biciclete. Dacă timpul în luna decembrie presupune 2 sau 3 zile cu temperaturi peste 12 grade consecutiv, se pot turna fizic pistele de biciclete. Pentru că pe acele piste stratul de asfalt este de 3 cm și intră într-o răcire categoria de beton este mult mai, nu știu, ține rece, mult mai puternic decât stratul de asfalt când îl pui pe al doilea și dacă temperatura două zile este consecutiv de 12 grade, betonul acela capătă, mă rog, temperatura optimă, cât se poate așterne acel strat de 3 cm. Nu ne permitem, după un efort de 2 ani de zile, de să facem o lucrare, hai să-l punem așa repede. O să ajung imediat și aici. Lucrările, deci partea de asfaltare, iluminatul, toate cele 23 de străzi au în schimbare și corpurile de iluminat public. Corpurile de iluminat public trebuia să ajungă pe data de 22-23 și producătorul lămpilor, care e producător român, nu este adus din China sau din un alt producător de la obscur, am mai cerut un termen din încă o săptămână. Deci săptămâna viitoare ar trebui să vină lămpile și în 2 săptămâni să fie montate.
Componenta pietonală este finalizată. Mai sunt demontat elementele de bancă, s-au pus suporții, s-au pus toate alea, piatra este finalizată, cea de pe strada Carol I. Și este finalizat. Continuarea. Continuarea, da? Continuarea. Componenta parc, s-au început lucrările, s-au suspendat pentru că datorită vremii nu se poate lucra acolo pentru că este teren viran de ăsta, pământ, și acolo rămâi nămolit. Cu privire la continuarea lucrărilor. În punctul 12, avem un proiect de hotărâre de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu maxim 12 luni. Organismele europene a solicitat și a analizat toate proiectele cu finanțare europeană să fie prelungite pe implementarea în 12 luni de la anul 2024. Acolo unde este cazul. Acolo unde este cazul. Dar, făcând o comparație, că domnul consilier face mereu comparație, în aceeași situație este și municipiul Moinești și prelungește, în aceeași situație este orașul Dărmănești, orașul Comănești, toți prelungim. Și noi venim cu o prelungire la școala 2 și la, și la valorificare turistică. Astea sunt reglementările de maxim 24 de luni, nu 12, scuzați-mă, 24 de luni. Niciun organism european, rom și național, nu își permite ca să rateze orice euro, cent care poate fi băgat în infrastructura sau în proiectele de dezvoltare. Aici suntem. Deci pe proiectele europene s-a dat această... S-a dat această derogare pentru că, și de aceea eu vă rog, să avem capacitatea financiară și noi să știm că avem posibilitatea să acordăm plățile conform deviziilor și lucrărilor însușite. Nu putem să mergem la supermarket, umpli căruțul și când ieși pe poartă spui, păi eu n-am bani acum, ți-i aduc. Sau mai trec eu pe aici. Bun, dacă vezi un aliment stricat, îl dai înapoi. Sigur, 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 sigur. Același lucru facem și noi cu constructorul. Dar în momentul recepției, altfel eu, acolo unde s-au constatat lucruri. Dar acum sunt două categorii de lucrări. Sunt unele care poate au probleme din vina constructorului, nu știu, au erori de calcule, de materiale, de ce au făcut acolo, sau altele sunt erori, niște modificări, ale utilizării lui a noastră cetățenilor. Păi dacă l-am montat bordura și noi am urcat cu camionul și am rupt-o, el are obligația să o refacă, dar o reface la final, pentru că până la urmă și el trebuia să aibă. Acum, vina este comună, dar asta nu înseamnă că împărțim. El va, la final, trebuie să aducă în stare inițială. Sau la starea conform proiectului. Aceea ce a fost aprobat, ce a vizat. Că aici mai e o problemă. Toți am făcut poze, toți am prezentat diverse randări, diverse planșe, pe mediul oficial, pe mediul informal, pe mediul personal și am prezentat diverse faze ale evoluției proiectului. Dar între timp, unele au fost păstrate, altele au fost adăugite, modificate, datorită unor situații din teren. Alea trebuie să, la final, vă să... Vă rog. Comisia Europeană a aprobat această prelungire la intervenția europarlamentarilor noștri români, în special a domnului europarlamentar Dan Motrean, vă spun sigur. Știam până la mijlocul anului 2025, dar văd că... 24 de luni. De la 24 de luni, 24 de luni, înseamnă 2 ani. Bun. Deci vedeți, că efortul politic a europarlamentarilor români, efortul politic a parlamentarilor și a guvernului PSD și PNL, care au găsit o soluție funcțională de a se asocia și aduce mecanismul țării în perioada asta, iată că a dat roade. Ne puneam întrebări, ce o să se întâmple? Ce o să se întâmple? Noi asta trebuie să facem, să fim corecți cu noi, să fim noi cel care putem să asigurăm finanțarea. Acum este acest mecanism. Are termen de încetare decembrie? 15 decembrie. Deci peste două săptămâni, dacă noi nu adoptăm un astfel de act normativ, suntem în situația când toată cheltuiala neeligibilă trebuie să o asigurăm noi, de unde o puteau. Eu nu știu dacă bugetul local, din fonduri proprii, poate să asta, să ducă o astfel de investiție. Plus că dacă nu reușim să implementăm proiectul, devine un proiect nefuncțional și suntem obligați, prin măsurile semnate pe tratate, să dai toți banii europeni înapoi. Adică aici intrăm într-o... Și nu e un mecanism. Dacă orașul Târgu Ocna, executivul, avizatorul, constructorul, nu știu cine, nu-și făcea treaba la Târgu Ocna, puteam să fim judecați. Dar suntem într-o situație națională.
Și administrațiile și colegii și prietenii dumneavoastră din celelalte localități puteți să... Chiar ne-am consultat și zile trecute ne-am consultat cu vecinii noștri din celelalte orașe. Cum să facem? Cum să... Tu cât mai ai? Cum ai? Cum pui problema? Cum? Unii au școală, alții au cămin cultural, centru cultural, unii au și infrastructură. Noi avem și infrastructură și partea de parc. Eu de-aia vă rog, cu maximă responsabilitate, haideți să dăm deoparte, mă rog, competițiile politice și să ne dăm mâna și să asigurăm tot ce ne stă în putință ca acest mic orășel al nostru să aibă o infrastructură și un standard actualizat la vremurile de acum. Vă mulțumesc. Da, domnul Antohie și după aia domnul Drăgănuță. Lasă-l pe A, păi dorea să intervină, dacă nu, domnul Barna. Poftiți, domnul. Imediat după domnul Antohi. Haideți, vă rog. Haideți, domnul Drăgănuță, haideți dumneavoastră. Nu e vorba de asta, dar este o logică. Dacă ai interlocutori online, cu prioritate, pentru că cei fizic, ce ai acolo? Da, haideți. Aveți prioritate, domnul Drăgănuță. Da, domnul președinte. Eu o să vorbesc atât de mult, dar când vorbește unii, nu au ce face cu timpul și îl folosesc, vorbim, nu și colegi. Se pare foarte simplu. Ne vorbim, deci, acest grup, prin proiectul de hotărâre, este făcut pentru a continua lucrările și a plăti lucrările. Nu există altă cale decât să se facă acest îmbunit. Dacă lucrările nu vor fi de calitate, dar sub oteală, cei care le fac, nu? Dacă nu am face acest lucru, probabil că nu am face acest lucru. Haideți să-l auzim pe domnul Drăgănuță. Vă rog, domnul. Atâtea observații vă fac în ședință, s-o acceptați sau n-ai venit pe aia? Da, domnul Drăgănuță, mai aveți ceva de spus? Mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul Antohi, aveți cuvântul. În România de astăzi, din păcate, de la primul ministru până la ultimul oraș, nu se vorbește decât de lipsa banilor, credite, găuri bugetare, deficite bugetare, nici nu mai știu. Sunt și eu îngrijorat de, ca și domnul Măciucă și toți colegii de finanțele orașului, chiar și de finanțele țării, deși nu depind de mine deloc aproape. Ce să mai zic? Ieri am auzit în media că datoria României a depășit 50% din PIB, ceea ce e extraordinar de mult, 50,5%. E un prag critic. Dacă ne gândim că acum 10 ani, 5 ani era 35% datoria din PIB, pe diferență mare și ca procent și mai ales fizic, adică ca valoare absolută, 10 de miliarde împrumutați în plus. E, într-adevăr, e o situație care probabil va fi rezolvat de generațiile viitoare. Dar acum se pune problema între două rele. E foarte rău să te împrumuți tot timpul, ceea ce face guvernul, ceea ce face România, ce face orașul, dar și mai rău e să nu termini investițiile. E clar că din două rele nu avem de ales nici la nivelul țării, nici la nivelul și așteptăm vremuri mai bune. Mai ales că acest credit este cu o dobândă subvenționată. Deci e un lucru... un avantaj extraordinar. Noi nu prea avem de ales. Cum am putea îmbunătăți finanțele orașului, ale țării? Trebuie un efort național. E adevărat, trebuie să termine în țara asta odată, nu știu câți va treacă să ne curele la orice nivel, dar acum, în situația asta, deci eu voi vota pentru acest credit, nu știu ce va fi după aia, dar trebuie să terminăm investițiile, că, repet, mult mai rău ar fi să ne blocăm, să nu le terminăm și să sperăm că toți conducătorii noștri se vor uita altfel și la aceste deficite, nu de-altă să nu ajungem ca Grecia sau ca... Bine, asta nu e... Asta e o discuție mult prea generală, dar efectiv sunt și eu îngrijorat ca orice cetățean al țării. Dar voi vota pentru acest credit. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul consilier. Deci, probabil, când au apărut aceste materiale, la prima citire a lor, SEC, așa cum erau titlurile, poate părea că este un nou împrumut. Dar nu este un nou împrumut. Practic, noi acum revenim la o valoare pe care ne-am însușit-o acum 2 luni, nu? 27-a, 7-a, 3 luni de zile.
că acolo suntem, în paradigma aia. Dacă juridic atunci era interpretat creditul și curgea, noi astăzi nu aveam ce discuta, pentru că banii erau atunci însușiți, aprobați prin acea hotărâre de Consiliu Local. Eu vreau să mai fac o precizare și nu vreau să iau partea nimănui. A fost un efort și cu siguranță, poate se putea face mai mult, dar eu cred că s-a făcut în comparație cu alte proiecte care sunt încurcate. Dacă dăm puțin timp înapoi, ieri discutam cu domnul consilier Antohi, ne-am întâlnit, sau alaltă ieri când a fost ședința de comisie, că această piațetă, buldoescavatorul, prima cupă de buldoescavator, s-a băgat în ea pe data de 6 sau 7 iunie. 7 iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Sub 6 luni de zile s-a schimbat o de sub 6 luni pline. Ar trebui pe 6 decembrie să avem 6 luni pline. Au lucrat acei 20 de oameni permanenți în fiecare zi, de la ora 7 la ora 19 sau la ora 18, funcție de ăsta. Adică a fost zilnic șantier pe toate aici și pe străzi și în cartiere și acolo unde s-au și la unitatea școlară. Chiar mai discutam cu domnul consilier că tot dumneavoastră l-ați împuternicit pentru școala numărul 2. Și acolo sunt probleme. Nu vin fermele, nu sunt constructorii care să construiască fermele, antreprenorul general este blocat, a dat avansuri, a fost în situația să rezilieze contractul cu un furnizor că nu îi făcea fermele, nu vine tâmplăria, e un întreg mers. Dacă n-ai pus ferma și n-ai pus tâmplăria, nu poți continua cu lucrările interioare și e un mecanism în cascadă. Și cu toate astea, constructorul s-a înaintat. Acolo, și chiar vă rog, cât s-a putut, chiar vă rog să mergem la pe investiții dincolo, pe asocierea Consiliului Județean, la fel, cu cele trei străzi. Ne-au blocat, că au spus aici că am promis că facem multe și am făcut mai puține. Păi, a apărut un act normativ în care luna noiembrie și luna decembrie s-au suspendat încheierea de contracte și derularea noilor contracte pe toate categoriile de finanțări, inclusiv Anghel Salini, inclusiv CNI, inclusiv AFM și ce au mai fost alte. Pentru că acum, dacă eram în calendarul corect, programul cu Anghel Salini, cu cele 24 de străzi, va fi licitații. Suntem cu documentația blocată, să-i dăm drumul. La fel, CNI-ul s-a suspendat lucrările, evaluarea pentru strada, acele 8 străzi. Este în evaluare, dar sunt suspendate analizele, până la 31 decembrie. Și sperăm ca să fim sănătoși, să traversăm repede situația asta. Aici, nu mi s-a dat voi, proiectul cu strada de la centrul de reeducare, este la fel. Stabilită să-i dăm drumul la licitații, cu toate... Deci s-a făcut o pauză de 2 luni de zile, argumentată tot pe situația financiară, ca să se reechilibreze un pic sistemele. Și pe situația națională, diminuarea deficitului bugetar. La nivel macro. La nivel macro. Da. Domnul Barna, vă rog. Dacă luăm o remembră, așa în luna iunie, au fost invitat la tuturor la extraordinară, când a trecut la ordinară, a promis mi-a arătat la fiecare cât un grafic de lucrări. 31 octombrie. Azi suntem 30 aproape noiembrie. Dar la care proiect vă referiți, domnule? Modernizarea infrastructurii turistică. 31 octombrie era ultima zi. Când a promis că este gata tot proiectul. Ca să văd ce domnul are cu voi. Eu nu țin minte să fi fost la o ședință. Da, s-a dat acesta că l-a fost ministrat. Nu a fost. PNL-ul a fost în ziua aia. Deci, că s-a absentat PNL-ul. La vor extraordinar la aia, a fost proiect. Nu știu. Graf de lucrări, 31 octombrie. Asumat. Este construit și deconstruit. A trecut o lună, nu. Păi, 30 noiembrie s-a terminat de asfaltat. Deci, da, capul era 31, asumat 31 octombrie. Nu, nu. Toți ne-am asumat. Și noi ne-am asumat. Și guvernații și-au asumat anumite lucruri. Bun. Am avut un OMT 22 milioane. Deci nu este gata, vom intra pe fazare. Domnul consilier, perfect adevărat. Și dacă constructorul... Mă scuzați. Băi, nu, ca să fiu pe aceeași parte. Fazarea va fi cu alte cheltuieli neelegibile, mult mai mare decât pe finanțarea FORS 2020. Constructorul se schimbă construct sau rămâne acel construct? Întrebarea. Cum să schimbi constructorul? Dar nu se face aici. Dar eu acum vă întreb și eu, dacă pune o întrebare. Dar pune o întrebare. Dacă constructorul, pe 31 octombrie, finalizat toată lucrarea,
și ne dădeau facturile de plată. Iar noi nu aveam mecanismul financiar. Intram în penalități? Nu, dar nu are nicio treabă. Haideți acum, nu amestecăm lucrurile. Dar haideți să vedem acum. Haideți să vedem realitățile, nu, da? Da, exista și posibilitatea asta. Păi exista posibilitatea, da? Bun, eu vreau să vă spun că până la data de astăzi, numai un pic, până la data de astăzi, primul credit, 1.800.000, este plătit. L-am dat la constructor, pe lucrări, da? Acum va veni o situație de plată mare la închiderea de an, când piațeta vine cu devizul de lucrări, cea mai mare cantitate din asfalt vine acum cu mii de tone de asfalt, care trebuie plătite de undeva. Dacă nu avem mecanismul, intrăm în mecanismul de penalități? Păi, care bani, domnul consilier? Banii europeni sunt banii europeni. Noi nu pot fi făcute plăți, nu pot fi făcute plăți decât într-un singur cont în care pui banii europeni, pui banii naționali și pui banul tău. La toate astea, trebuie să punem noi partea și de ordonanța 64, care a crescut acele prețuri, urmând ca noi să-i recuperăm prin mecanismele financiare. Dar tu, constructor, trebuie să-i dai și partea aia de 30% care a crescut. Trebuie să-i dai nu cofinanțarea, creșterea de preț. Că după aia, ordonanța prima, 15, care și-a încheiat activitatea, efecte și-a venit ordonanța 64. Deci tu trebuie să plătești, că după aia recuperezi din mecanismul național. E altceva. Sunt niște algoritmi economici pe care toți îi utilizăm și nu îi utilizează doar Târgu Ocna. Îi utilizează toate aceste unități administrative sau cei care sunt gestionarea acestor proiecte. Eu de-aia vreau să vă rog. Noi practic acum, astăzi, revenim la o aceeași sumă puțin actualizată față de hotărârea din 27-a, că dacă ea ar fi fost și mecanismul ar fi fost, nici nu aveam ce discuta acum. Uitați, astăzi, de exemplu, a mai venit o situație de plată. Cât e? 900 fără TVA, 939 deci, fără TVA, doar asfalt. Doar asfalt, 900 de mii. În care gradul de comunicare procente, stai aici, cât e? 61% e și cu, nu mai văd ceva, dar nu văd aici, și total 80 sau cât e? Nu văd, 90. Cât e scris. Cât e aici? Nu știu ultima ce. 61,87. Pe situația asta. Fără cantitățile mari de asfalt care trebuie să mai vină. Deci, aici suntem. Nu-și permite nimeni să ducă în eroare, să păcălească, să lasă că nu... Vă rog. Eu de-aia vă rog să, cu maximă responsabilitate, să analizăm. Chiar apreciez poziția domnului consilier Antohi. Nimeni nu-i... bucuros, nici mediul economic nu este bucuros că traversează o perioadă dificilă, nici mediul Horeca, nici mediul, știu eu, antreprenorial în zona turistică, nimeni a investițiilor financiare, vedeți, dar trebuie să mergem înainte și să avem responsabilitate. Vă mulțumesc. Da, mulțumim și noi. Vă sigur o propoziție. Da, domnul Munteanu. Vreau să spun așa, personal, familia mea am avut mai multe proiecte europene, vreo 4 sau 5. Și chiar acum mă gândeam că la toate proiectele europene, partea de cofinanțare le-am împrumutat, pur și simplu, pentru banii care i-au trebuit. Cred că suntem aproape în aceeași situație și aici. Că nu ai bani de fiecare dată de cofinanțare. Și devizile inițiale nu se mai pupă cu cele finale, datorită inflației și datorită creșterilor de materiale, de construcții și de orice. De aceea, nu știu, mi se pare o nebunie acum să blocăm un proiect, că nu avem niște bani pe care putem să-i luăm. Asta e. Credite se vor mai face. Nu cred că ăsta va fi ultimul credit pe care orașul Târgu Ocna o să-l facă. Cred că vor mai fi și altele. Încă, dacă o să și-am analizat lucrul ăsta și când s-a aprobat bugetul. Și când s-au discutat taxe și impozite. Și iar vom discuta acest lucru peste, nu știu, 2-3 săptămâni, când vom avea iarăși ședința. La componenta de impozite și taxe locale directe, care noi o colectăm prin mecanisme, impozite pe clădire, mașină, teren și ce mai avem, e componenta mult mai mare și mai generoasă din aceste capacități financiare care noi le atragem. Fie că sunt guvernamentale, fie că sunt diverse asocieri cu diverse organisme, că e județean, că e național, că e proiect, că e program. Deci, baza, este adevărat că așa ajungem aproape că la o investiție de 10 lei în Târgu Ocna, total,
comunitatea pune un leu sau un leu 50 și 8 lei 50 sau 9 lei sunt fondurile atrase prin toate mecanismele. Nu poți să faci dezvoltare nicăieri în lumea asta, nu poți să faci dezvoltare cu banii tăi, să-i strângi o unitate de timp, nici cei mai mari investitori nu fac dezvoltarea firmelor lor cu banii proprii. Banii proprii investesc în altceva și fac tot felul de linii, finanțări și tot felul de exerciții din acestea. Da, astea sunt mecanismele democrației. Mulțumesc. Da, mulțumim. Mai sunt discuții la punctul acesta? Mai dorește cineva din online? Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Și abțin. Și de fiecare dată, sau mă rog, marea majoritate a împrumuturilor nu s-au rezolvat. Vezi împrumutul din parc pentru proiectul din parc, vezi pentru proiectul canalizare. Abțineri! Nu a fost dus la cap. 4 abține. Și domnul... 5. 6. 6 care ridica și doamna... 6. Și doamna Dumachi. Da. Deci 10 pentru, 6 abține și una... A trecut. Proiectul a trecut. Da. Mulțumim. Mergem mai departe. Punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special la reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocată în data de 11 decembrie 2023. Comisia juridică a vizat nefavorabil acest proiect cu 3 voturi pentru, 3 abțineri. Din 6 prezenți. Comisia economică? Economică aviz favorabil cu 4 pentru și eu abțin. Da, mulțumim. Comisia n-ați avut. Discuții dacă sunt la acest punct. Domnul Barna, aveți cuvântul? Da. Părerea mea, poate și eu zic că colegii din Consiliul Local să ne întâlnim. Eu nu mi se pare normal să votăm loc pentru toată ședința. De la AGA, de la punctul 1 până la 2, deci votăm pentru tot. Suntem în democrație, puteți votăm să-i dăm mandat domnului primar și pentru punctul 1 sau abține pentru punctul 1. Nu este normal să, pentru tot oarnele zi să fie pentru. Sau, nu mi se pare normal. Așa a domnul primar. Deci, inițiativa este a domnului primar. Da, 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 cum se pare că trebuie să debate. Domnul consilier, aveți obligatea să faceți amendament. La ce să spune? Ce vreți să votați fiecare pe opinia de zi? Fiecare așa ce continuă, că nu la începutul ședinței, votăm pentru toate punctele, au putem la toate punctele, nu? Gregoar, punctul, proiectul 1, proiectul 2, 3 și 4. Aveați posibilitate să faci amendament. Da. Este o inițiativă pe care noi o dezbatem acum, în forma ei. Putea să fiți de acord cu proiectul inițiativ? Putea să fiți, am discutat lucrul acesta. Și am spus să ai altă viziune. Și putea să depuneți un amendament în sensul ăsta, că proiectul de hotărâre să fie dezbătut pe puncte pe astea. Dar haideți să revenim un pic aici, pentru că vrem să și discutăm asupra acestor amendamente. Acestor puncte, da? Deci, unitatea solicitantă este... cu adresa, numărul, nu voiam să găsesc acum adresa, Compania Regională de Apă, cu adresa numărul 15.124 din 9-11, da? Compania Regională de Apă, acționarul principal a companiei de apă, este primăria municipiului Bacău, cu un acționariat de 51%. Consiliul local, Consiliul Județean are 47,48%, iar restul tot ceilalți avem 0, nu știu cât la sută, da? Și solicită un mandat din partea tuturor acționarilor, reprezentând fiecare parte a lui socială, cât o avem, deci noi avem 0,00 în perioadă față alături de ceilalți, pentru următoarele. Aprobarea modificării contractelor de mandat a administratorilor, urmarea indicatorii
lor financiar și nefinanciar prevăzut în planul de administrare. Punctul 2. Aprobarea componenței variabile cuvenite administrațiilor societății în cuantum de 6 indemnizații brute lunare, aceasta fiind acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar conform articolului nu știu ce. O procedură legală, o prevedere legală, care este conferită membrilor Consiliului de Administrație la orice societate care funcționează în baza reglementărilor legale. 3. Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor corespunzător punctului 1 și 2, desemnarea reprezentantului municipiului Bacău, județul Bacău, în AGA CRAB, de a semna actul adițional la contractul de mandat în numele și pe seama CRAB. Pentru că este acționarul principal. Și de-aia a fost împuternicit el și nu un alt membru. Încetarea contractelor de mandat ale administraților numiți provizoriu pe o durată. Punctul 1.5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului Administrației compusă dintr-o componentă fixă și una variabilă astfel. Remunerarea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi format dintr-o indemnizație fixă lunară de 6.240 brut, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate, în concordanță cu prevederea articolului 37, aliniatul 2, Ordonanța de Urgență 109. Președintele Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație brută lunară 6.650 de lei brut. Este conform actului normativ. Eu cum puteam să vin acum să propun altfel față de prevederea unui act normativ? Următorul. Punctul 1.6. Aprobarea modelului contractului de mandat conform anexei, precum și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău, județul Bacău, în AGA CRAB, de a semna actul adițional pe numele și seama CRAB. Punctul 1.7. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a numirii noilor membri a Consiliului de Administrație și împuternicirea persoanei care va semna actul constitutiv. 1.8. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate, înregistrare și nu știu ce. Astea sunt solicitările. Toate sunt argumentate pe act normativ, iar cineva, dacă vrea să încalce un act normativ, poate să-și asume, să-l conteste, să-i facă ce dorește. Eu asta am vrut să reglementăm odată, pentru că tot timpul se discută în Consiliul Local și pe media că dumneavoastră hotărâți ceva și executivul se duce și ar propune altă variantă, altă situație, dar poate nu a votat așa, poate a votat așa. Asta este mandatul pe care fiecare Consiliu Local împuternicește executivul. Ziceți, domnul Barna. Da, eu atât spun că pun 109. Situația asta am avut și noi în Consiliul de Administrație la cele două companii, când Consiliul de Administrație a venit cu propunerea de, dau un exemplu, 2000, Consiliul Local a avut doar 800 remunerate. Unic acționar. Unic acționar. Da, și păi acolo noi suntem 782 de acționari. Aici e problema și cu părțile sociale. Consiliul Local Târgoviște este unic acționar în componență de 100%. Da? Pe cât aici, noi avem o componență de 0,00 nu știu cât la sută. Întrebarea, dar votul dumneavoastră, ca și repetată o adiectă în Bogna, da. Repete 0,01? Da. Sau oricare da. De așa e legea socială comercială. Asta e legea, domnul. Mâna mea indică... Este un vot. Persoana împuternicită să vot. Nu. Este un vot care reprezintă 0,000 în perioadă cât e acolo. Mâna împuternicitului Consiliului Local Bacău reprezintă în pondere 51%, mâna împuternicitului Consiliului Județean Bacău 48%, iar noi toți ceilalți 82 sau cât sunt 60 și ceva, reprezentăm 0,1. Exact. Și aia votăm noi. Nu e un vot. Și președintele partidului dumneavoastră, domnul. Așa, este președintele partidului dumneavoastră, dacă tot discutăm de politică. Domnul Barna, cât am vrea noi să fim Gigi Duru și cel mai șmecher din curtea școlii, nu putem, că dacă noi suntem o bucățică acolo de 0,0 nu știu că la sută, ce putere am eu astăzi, mă pun, ce să fac, să mă iau la gât cu ăla de 52%? Și să nu uităm că tot așa Consiliul Local în dezbaterea lui a mai încălcat-o odată când am fost puși în situația de a vota prețul la apă și acum îl plătim în corpore, toți, toată comunitatea. Ne-am judecat 6 ani cât o durat și la urmă ne-a venit 600.000 cu penalități, cu tot ea de aici. Eu nu de-aia am venit către dumneavoastră. Dacă eu consideram, eu prin mandatul pe care l-am cu aparatul de specialitate, că
propunerile acestui for, acestea, nu se pliau pe lege, nu se pliau pe reglementările funcționale, veneam și puteam să propunem un vot împotrivă pentru că nu îndeplineam o procedură legală. Sau nu eram conformitate cu dispozițiile legale. Dar atunci când eu cum să vin să spun că merg cu 60 dacă localitatea spune că merg cu 50? Da. Domnul Măciucă. Un amendament al celui 0.0001 se poate face la ordinea de zi, adică poate grabul să ne plătească o parte din lucrările pe care le avem. Domnul, întreg. Aici discutăm de altceva. De Consiliul de Administrație. Relația cu CRAB-ul. CRAB-ul nu este societatea executivă CRAB, nu este unul din cele mai profitabile sau cele mai sustenabile activități care se întâmplă în deservirea populației. Da? Cu toate problemele lor. Cu o infrastructură precară, cu o bază materială, cu un număr de resurse umane redus. Dar de fiecare dată, când executivul orașului Târgu Ocna a solicitat punctual sprijin din partea CRAB, atât cât le-a permis și lor legislația, au venit în parteneriat. Am spus-o ceva mai devreme, că valoarea țevii și componentele alea, toate fitingăraile alea, pentru strada Ion Diaconescu, a fost asigurată de CRAB. Finanțată de ei, 200 și ceva de mii. Țeava de la Biserica Răducanu, acea componentă de canalizare, a fost pusă la dispoziție de către CRAB, din susținerea lor. Diverse lucrări care s-au făcut pe cimitir și cărămidărie. Acolo am susținut noi, dar au venit și ei cu o componentă. Nu știu, niște capace, nu știu ce au adus ei. Modificarea unei conducte. Deci, punctual, pe reparații, dacă sunt valori... ne-a mai dat țeavă pentru gura zlănică, am mai extins... 200 și ceva de metri, acum, în toamna asta, pe groazănii. Deci, punctual, au susținut. De fiecare dată când au fost avarii, au lăsat alte localități și au venit cu echipa tehnică tocmai pentru a opri curgerea apei și pentru a remedia imediat problema, ca să asigurăm funcționalitatea serviciului în continuare. Și pe Tisești, și pe celelalte străzi. Deci, haideți să vedem nu numai partea neagră. Aia o vedem cu toții, că prețul este mare. Într-adevăr, nu știu dacă e mare sau e mic, dar este un preț pe care îl suportăm cu toții greu. Nu știu dumneavoastră, dar e mare. Păi, am spus că îl suportăm cu toții greu. Că și eu sunt plătitor ca și dumneavoastră, ca și toți ceilalți. Și tot de la aceeași sursă o avem. Da, dar lumea pensionare care au pensie că se plătească vreo și alta... Domnul consilier, dar nu amestecăm salariul. Eu cred că dumneavoastră aveți salariul mai mare ca mine, dacă discutăm. Păi... Acum, domnul primar... Posibil, și vă respect pentru treaba asta. Foarte bine. Îmi dați și mie, domnul Măciucă, voi îți vorbesc? Mulțumesc. Acum, domnul primar, ca membru în Consiliul de Administrație, nu știu, trebuie să găsească o soluție și Consiliul de Administrație pe partea executivă a acestei societăți. Domne, ridicați-vă standardul. Faceți investiții. Eliminați pierderile, adică și Consiliul de Administrație, că ei aprobă și investițiile și activitatea lor să fie la un standard mult mai ridicat, pentru că prețul este cât este, cât e pe piață, dacă nu își plătim o apă, una dintre cea mai scumpă apă din țară. Luna trecută. Pe acolo suntem. Atunci, dacă pretențiile financiare sunt mari către cetățeni, Consiliul de Administrație se ceară, domne, veniți și voi cu investiții, cu, adică ridicați-vă la un standard absolut, actual. Absolut. Și vedeți de servicii acum, și... Acum nou adică, Consiliul de Administrație s-a schimbat acum mandatul, chiar luna trecută cred că am aprobat noi noua componență a Consiliului de Administrație, care are iarăși un mandat de 4 ani. Deci, mi-aduc aminte că veniți și doamna director executiv era atunci, numai, da. Parcă, a promis un răspuns. A venit. Acum ea a promis, într-adevăr, ne-a spus foarte frumos aici. Dar, nu știu, împreună cu celelalte OAT-uri, care se reprezentați discută, acolo... Se zero. Discută și au fost multe discuții. Dacă ADIB-ul, ca formă asociativă de investiții, acolo voturile sunt egale, adică fiecare unitate administrativă are un vot și este egal cu celelalte,
actul de constituire a societății CRAB, de la înființarea ei, pentru că atunci au fost mari dezbateri și ne aducem aminte consilierii care erați în acel mandat, pentru că municipiul Bacău a venit cu o zestre, cu un aport, cu o anumită dimensiune a rețelelor și de-aia el a devenit cu 51%. Avea investiții făcute pe apă și atunci de-aia au ajuns, că au fost și atunci multe dezbateri. De ce să fie 51%? Poate că într-un viitor se va reorganiza când sistemul se va echilibra și să devină o unitate, un vot. Da. Sau pe baza consumului de apă, nu știu care ar putea fi. Alte principii. Da. Mulțumesc. Da, domnul Antochi. Deci sunt societăți comerciale foarte clare. Durare, direcție. Așa este. Având de repondere a noastră, domnul primar, dacă nu v-ați duce, decât foarte rar, nu are nicio problemă. Nicio. Cheltuiți benzina și... Economisiți. De aceea nu voi fi de acord niciodată cu mandatul pe puncte. Că nu are o pierdere timp. Deci dacă vă dăm un mandat, vă dăm total și asta e. Chit că nu puteți, dar vocea dumneavoastră ar putea fi auzită. Și împreună cu celelalte UAT-uri, ceea ce spuneam. Adică să fiți o voce, domne, serviciile sunt la un nivel foarte ridicat, costurile. Asta sunt sigur. Că dar vrem și... Să votăm 12 puncte pentru 0,0, nu știu cât la sută, chiar e pierdere de timp. Da, mulțumim, domnul Antochi. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, să punem la vot proiectul numărul 9, cine este pentru? Domnul Ianuș, domnul Drăgănuță, doamna Lenuța. Punctul numărul 9, cum votați? Doamna Leoleacă, domnul Drăgănuță. Câte voturi sunt acum? Câte sunt? Abțineri, oricum. Cum votați punctul numărul 9? Pentru. Doamna Leoleacă. N-are semnal, cred. Vă rog, sunteți abțineri. Abțineri, doamna Leoleacă, că nu răspunde. Abțineri, domnul Barna, domnul Prăjinar. Pentru doamna Leoleacă. Și domnul Ciurea, abțineri. Și doamna Dumache, tot abțineri, doamna Dumache, da? Abțineri. Da. Da. 13 voturi pentru și proiectul a trecut. Mulțumim. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre împotrivă, domnule. Deci atunci 12 voturi pentru, 4 abținere și 1 vot împotrivă, domnule. O persoană care doar are prezență fizică și nu face ceva activ pentru orașul. Păi modificați dumneavoastră majoritatea, poate vreți dumneavoastră 52% să fiți dumneavoastră și cetățenii orașului Târgu Ocna 48%. O să vă propun la următoarea pe dumneavoastră care reprezentam. Bine. Punctul numărul 10, merge mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu de imobilul Școala Gimnazială numărul 1, oraș Târgu Ocna, strada Nicolae Arbănaș, numărul 1-3, județul Bacău. Comisia juridică aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia economică? Aviz favorabil 5 voturi din 5 exprimate. Unanimitate și la Comisia juridică. Mulțumim. Discuții dacă sunt la acest punct. Domnul Prăjinaru, vă rog. Îl dăm prioritate online. Ziceți, domnul Drăgănuță. Și ce destinație are acest spațiu? After school, domnul Drăgănuță. Modul educativ. Educativ? Educativ după școală, nu? Da, se vor face, da, activități școlare, da. După activitatea, după programul școlar. Ok, mulțumesc. Domnul Prăjinariu, vă rog. În vedere legal, doamna Părinaru, se poate așa ceva? Deci se poate desfășura activități private? Bineînțeles, atunci când materialul a fost avizat de legalitate, dacă v-ați uitat în măsurile oportunitate,
am enumerat acolo prevederile legale aplicabile. Școala numărul 1 este un administrator al acestui bunul, pentru că proprietarul este orașul Târgovna. Administratorul are toate prerogativele dreptului de proprietate, mai puțin nu are voie să înstrăineze bunul, dar are voie să facă acte de administrare. Închirierea este un act de administrare. Procedura de licitație se derulează conform codului administrativ. În comisia de licitație vor face parte și membrii ai Consiliului Local, pe care vă rog să îi nominalizați acum, reprezentanții școlii, pentru că este normal să fie reprezentanții școlii, secretariatul va fi asigurat de un funcționar în cadrul instituției noastre, pentru că cunoaște cel mai bine procedura de organizare a licitației. Bun, am înțeles. Deci înseamnă că va trebui să desemnăm da. Un reprezentant din... Un reprezentant, un membru titular și un membru supleant. Suntem în procedura asta pentru că în aceste spații de învățământ se va desfășura acolo o activitate generatoare de venituri. Și acea generatoare de venituri, care o susține asociația de părinți, părinții individual, pentru after school, pentru că componenta profesorului care face această pregătire are și o parte de remunerație. Și legiuitorul a consfințit că acolo unde are loc o activitate generatoare de venit, trebuie să urmeze proprietarul măsurile acestea legislative. Și e o întreagă procedură. Dar acum va fi de activitate doar școlară, de tip after school. Și la care părinții care vor subscrie vor achita o sumă care trece prin contabilitate și de acolo are loc stat de plată și... Indemnizurile obținute din închiriere, 50% va rămâne în bugetul școlii, 50% va contribui virați la bugetul local. Așa este o prevedere prin codul administrativ. Oricum, chiria este destul de mică și sper ca și taxele luate părinților să fie potrivite. Da, chiria este punctul de plecare al licitației, se stabilită conform codării noastre de Consiliul Local, în noastre și impozitiv, noi avem o chirie pentru acest gen de activități, de spații. Să o spun? Da. Deci chiria este de 125 pe lună. Prețul de pornire al licitației, da? 47 sau 48 de metri pătrați. O sală de clasă, da. Da, bine, acum vă rog, facem... Că au fost discuții și în comitetele de părinți și în, poate și în mediul de acasă, această valoare, care legiuitorul a hotărât-o? Nu de aici se fac veniturile administrației locale. Dar eu pot să spun acum clar că toate veniturile din această activitate și din celelalte activități care vor mai urma la asta, se întorc înapoi tot la școală. Pentru că au fost discuții că, a, domnule, dar ce noi plătim ca să aibă primăria venituri? Nu. Așa a hotărât legiuitorul, nu din 125 de lei aia, nu ar trebui să revină administrații locale 50 de lei pe lună. Da? Iar numai procedurile de licitație duc la 2-3 mii de lei valoarea. Deci numai ca să scoți din valoare este pe 5 ani de funcționare. Da. Deci nu asta. Aici... Dar toți alea le facem că trebuie să făcute, că e pentru învățământ, iar ce bănuți se strâng, îi întoarcem înapoi prin diversele susțineri de activitate. E o părere personală aici, din punctul meu de vedere, legislația este foarte prost gândită, în condițiile în care fiecare unitate administrativ-teritorială are un Consiliu de Administrație. Și puteau legiuitorul să prevadă la nivel de Consiliu de Administrație. La ce s-o mai duci până în Consiliul Local? Și este proprietarul. Că e proprietar, de aia. Da. E prostie, eu fost că școlile au intrat în subordinea primăriei. N-aveau ce să caute, dacă mă întrebați personal. Ca și casele de cultură. Da, asta e o paranteză, e o părere personală. Da, da, suntem puși. Dacă nu mai sunt discuții, așteptăm propuneri pentru membrii în comisia de licitații. Alte propuneri. Domnul Prejnariu, aveți vreo propuneri? Domnul Măciucă? Nu. Subscrieți ca să fie vot deschis. Membru supleant? Domnul Munteanu, membru și membru supleant, dacă tot. Nu, propuneți, dacă ați propus titular, propuneți și supleant sau cine mai dorește. Ea nu ne lasă nicio
Eu am fost supleanta dumneavoastră, dar să știți că eu după ora 15 pot, și eu la fel. Păi o să, o să rugăm ca licitația să aibă loc după ora potrivită și... Da, sau... nu știu, dar când are nu sunt atât de mulți concurenți. O să... Eu urmez să urmă termen de licitate și... Am, e mai de durat. Licitațiile programate la primărie sunt toate după ora 15. Deci oricum la anul va fi, nu va fi. Adică... Da. Da, deci... Deci rămâne doamna Parna Supreanta. Sunteți de acord să facem vot deschis sau... Bine, mă duc să pregătesc buletinul de vot. Da, și eu... Pauză. Pauză. Doamna, vede, doamna validare, să nu cumva să fie greșit. Vrei numai din prezență. Păi trebuie să fie... 1, 2, 3, 4, minus 4, 5, 6, 7, minus 8, 4. 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 suntem în sală. Care e al 5? Dar nu-i mai pui online la vot. 1, 2, 3, 13, cu drăgănuță 4, 5 sunt online, 5 sunt online, 12, 12. 5 și 12 în sală, da. De ce? Câte voturi ești? 16? Deci unul ne-a exprimat, doamna Barna. N-a votat-o pe doamna Barna? Da. Da, e nasol, treaba. Da. Doamna Barna, vezi că ai un vot nevotat. Nasolă treaba, da. Nasolă treaba. Robert, le-ai pe toate? Ai 12 voturi? Ai 3. 13? Domnul de la Iunia. Am votat-o cu două ori. Da. Hai că și eu trebuie să semnez aici. Și eu, nu? Și mai era domnul gata. Drăgănos, la noi. S-a votat. Da, deci... 13 voturi. Doamna Paraschiv, 13 voturi. Da. Cei doi membri desemnați. Așa, și da, acum supunem așa, proiectul. Supun la vot proiectul împreună cu cele două nominalizări stabilite de dumneavoastră. Cine este pentru? Unanimitate. Trei, domnul Rădăluță. Nu mai sunt. Nu mai sunt online. Deci 15 voturi. Da. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României și a celor prilejuite de sărbătorile de iarnă. Comisia juridică a avizat favorabil punctul 11. A avizat favorabil cu 6 voturi pentru din 6 prezenți. Comisia economică? Aviz favorabil 5 din 5. Mulțumesc. Comisia de urbanism? N-ați avut. Discuții dacă sunt, dacă nu, supun la vot punctul numărul 11 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Din 15 de data asta. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna. Comisia juridică a avizat favorabil cu 4 voturi pentru și 2 voturi abținere. Comisia economică? Aviz favorabil 5 voturi pentru din 5. Mulțumesc. Și acum și Comisia de Urbanism. Mulțumesc. Discuții dacă sunt la punctul numărul 12. Dacă nu, supun la vot cine este pentru.
Împotrivă? Domnul Mercier. Împotrivă cu mențiunea că nici prima etapă nu a fost mai informată. Am înțeles. Mulțumim, domnul consilier. Proiectul a trecut. Mergem mai departe. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua proiectului dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 2, oraș Târgovna, județul Bacău. Comisia juridică a vizat favorabil. Comisia economică? Favorabil 5. Mulțumesc. Mulțumim. Discuții, dacă sunt la acest subiect, domnul Barna, aveți cuvântul la punctul numărul 13. Da. Cred că aici comisul un articol ar trebui, părerea mea, sau dacă facem altă hotărâre de Consiliul Local, noi luna septembrie, luna februarie, în hotărârea 16, avem un proiect de o hotărâre a Consiliului Local de asumare prin cursul de finalizare până la 31 decembrie. Dacă mai facem etapizarea, altă etapă, etapa a doua, cred că hotărârea 16 nu mai are niciun. Probabil o să o abrogăm, dar să... Da, dar prima dată trebuie să obținem aprobare. Trebuie să obținem aprobarea noi. Ca să mă aprobarea... De fapt, și etapa a doua, avem și asumare. De aprobarea hotărârii 16. Păi nu, acum. Finanțatorul o să treacă prin tot mecanismul lor, o să dea aprobare, o să facă actul adițional și apoi, în baza documentului de atunci, de poziții din sușiri și astea, o să închidem... Păi uite, cât discutam acum, a venit pe canale de comunicare că au mai alocat o plată la școala 2, din mecanismul european. Nu, eu vorbesc de, deci vedeți, plățile curg. Ce pot să vă spun că a fost, după toate presiunile care s-au făcut la nivel de toate administrațiile și reprezentanții ministerilor, vreau să vă spun că acum, din momentul când depui documentația la plată, și sper să se păstreze lucrul ăsta, în maxim 4-5 de zile fac plățile. Da, înainte erau 7 luni. Eu nu vorbesc, eu vorbesc de plata de la organismele finanțatoare. Noi și noi plătim factura când avem bani în cont. Nu. Dar nu stă nimeni cu... Nu. Eu vorbesc de mecanismele de plată care le solicităm. Da. Singurul proiect care nu a venit finanțare nici la momentul ăsta și avem un an și este proiectul AFM pe derulat de fondul de Ministerul Mediului pe lămpile de iluminat. Primele 700. Dar nu ministerul e vinovat. Asta e situația. E, da, sigur. Femeia de serviciu. Și nici pe instalare încărcătoare mașini electrice. Dar ăla nici nu s-a ajuns la implementarea lui. Dar contractul e semnat acolo. Contractele sunt semnate. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? A intrat și doamna Leuleacă. Domnul Drăgănuță? Pentru. Unanimitate. Împotrivă, abține. Proiectul a trecut. Mulțumim. Punctul numărul 14. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cu rugămintea cei care intervin, să fim foarte... Nu, să nu ne lungim foarte mult. Eu mulțumesc. Am, da. Dăm cuvântul lui domnul Barna mai întâi. În ce stare suntem Creș? Creșa, momentan, este suspendată activitatea acolo pentru că identificăm soluții de finanțare la valoarea actualizată. Și probabil pe mecanismul anului 2024 o să continuăm. Vedem. Sunt discuții. Da. Mulțumesc. Altceva mai aveți? Atât? Eu am... Da, domnul. Vreau să... Cuvântul? Ați primit și invitația și vă, cu deosebit respect, vă invit ca vineri, 1 decembrie, de Ziua Națională, să fim prezenți atât cât putem. Acțiunea o facem aici, în piațeta orașului. Iată că revenim la bază după 6 luni de nefuncționalitate a piațetei. A fost un ritm alert. Spunem că piațeta reprezintă o nouă viziune a orașului și vă rog să
fim împreună, după care să putem să ne urăm tot ce este mai frumos de Ziua Națională a tuturor românilor și a României. Și la începutul lunii am fost într-o deplasare de 4 zile în Spania, în parteneriat cu GAL, Valea Trotușului, a cărui membri suntem. A fost un schimb de experiență cu primarii din zonă de aici și cu, au fost două componente, GAL, Valea Trotușului și cu GAL din zona Oradea. S-a subscris asupra unui proiect, a fost avizat de o altă formă GAL de acolo din Spania, zona Catalunia, în care am văzut niște modele de asociere de cooperative agricole. Acolo cooperativele agricole și noi trebuie să ajungem să trecem peste formalismele mentale de a asocia cooperativa agricolă actuală cu vechile CAP-uri, formele alea de funcționare. Acele cooperative agricole practic a făcut ca să devină acele asocieri niște forme de afacere, să-i spunem, fermierii și nu numai fermierii, ci și producătorii de diverse servicii s-au asociat tocmai pentru a face concurență marilor producători. Și se pune în valoare, acolo cel puțin în Spania am văzut modele, piața acceptă mai mult produse făcute de aceste tipuri de asocieri, de aceste cooperative agricole, pentru că acolo funcționează și cu varianta eco și varianta încă de manufactură, pe tot ce înseamnă producție, și cerealiară, și producție de vinuri, și producție de fructe, și producție de carne. Cea mai mare asociere de acest tip de cooperativă pe carnea de porc. Este cel mai mare producător de carne de porc din Europa, cu niște cantități, sacrific 1 milion de porci pe zi, sau ceva, niște volume. Da. Da. Viitorul, aici trebuie să luptăm cu toții, formele politice, formele administrative, autoritățile locale, să transmitem mesajul și să facem ca informația să ajungă la producători, la fermieri, de a se asocia, pentru că este singura formă de a putea să-și gestioneze produsele. De pe de o parte nu mai ai voie să produci în gospodăriile individuale sau gospodăriile de tip mică producții diverse, pentru că ai normele de mediu, ai normele de care nu mai permit să faci, să generezi lucruri și nu poți fi competitiv pe piață. Costurile au fost suportate de asociația de acolo și asociația GAL de transport. Noi suportăm cheltuielile de ce înseamnă cazare și masă. Transportul și local, pentru că au fost niște autocare închiriate, au fost un grup de 38 de reprezentanți administrațiilor locale. Este un model, să știți că cei din Ardeal sunt mult mai bine organizați, chiar am văzut asociația de la zona Oradea, erau foarte bine puși la punct, cu mulți pași de nu cooperative, le-au dat alte forme de, ca să nu mă apară cooperativa agricolă, asociere, nu știu ce, dar cu mulți pași înaintea zonei noastre din Moldova. De-aia cred că și în zona noastră poate oricând să devină o formă de asociere, știu eu, producători ăștia de tip cum e, nu știu, agricole, micile ferme, care doar prin asociere pot să-și producă, să-și desfacă produsele. Cu niște investiții enorme. Am fost la o orezărie, capacitatea de stocaj la aia, ceva, erau niște buncăre de silozuri din alea, 80 de silozuri legate unul de altul, cu niște înălțimi de alea, nici alea de la care le vedem noi pe aici, prin zona de sud a orașului, dublu ca mărime, ceva, niște cantități, toate cu fonduri europene. Au subscris, le-au făcut, capacități de ambalare, poftim? Spania. Spania a tras 100 și ceva la sucre. Da. Ce am rămas eu surprins că un producător, au ajuns la performanța ca la carnea de porc, că au zis că sunt cei mai așa, prezentând datele statistice, un animal de la naștere și până la sacrificare la 115 kg, 120, 4 luni. Bio. Adică în forma asociată de că forma industrială acei producători de tip industrial, nu știu, nu. Mai puțin. Da. Mai puțin, da.
Deci vă dați seama ce spor, de un kilogram spor pe zi. Da. Enorm. Domnul Măciucă, aveți cuvântul. Vă fi foarte scurt. Curățenia în oraș lasă de dorit, că lângă școala numărul 2, piața de inclusiție este o mizerie de investit și la Tomberani. Având în vedere că avem operatorul propriu, ar trebui să fie mai de scurt ținută treaba. Pe strada Progresului, iar se arată bunoi în pădure, am rugat să se pună o cameră video, că de asta am achiziționat camere video, să vedem și să amendăm pe cei care aruncă pe domeniul public. Asta e în ceea ce privește curățenia. A doua informare și rugăminte totodată, s-a dat o lege prin care se dă liber acces la terenurile de sport din incinta școlilor. Și la noi încă e lacătul pe poartă. Da? Nu avem noi prea multe terenuri. Avem un singur teren funcțional, și de cel de la școală numărul 1. Da. S-a discutat în Consiliul de Administrație. Ei acum armonizează acel act normativ care nu știu dacă a apărut sau doar e o fază de proiect. Nu, nu, a apărut 1 octombrie. Bun, dacă a apărut, înseamnă că cu siguranță se pune în ca să aibă acces copiii noștri, sigur. Da? Sau și la școala. Și mai în vârstă nu e o problemă să faci activități sportive. Iar restul sunt la dispoziție, sunt deschise, sunt utilizabile. Poate vă gândiți, am plasat o masă de terenți de exterior, așa am sponsorizat și eu, da? Undeva pe pietonală, ca să adune copiii să joace terenți de masă și un teren de basket a spus că la Doamne ajută. Să fim sănătoși, să putem să avem un buget funcțional și să-l putem construi. Da. Alte întrebări, dacă nu mai sunt, declar ședința închisă. Mulțumesc. Mulțumim și noi și ne vedem peste 20.